Eduard Berca critică faptul că primarul Florin Cârciumaru l-a angajat pe Marinică Niculescu consilier personal al său. Se crede mai bun decât edilul municipiului și susține că el nu ar fi avut nevoie de consilier. Eu personal n-am nevoie de consilier. Dacă domnul Cârciumaru are, e treaba lui. Din punctul ăsta de vedere, deci ca și manager privat, dar numai ca manager privat, eu îl apreciez pe domnul Niculescu. Dar ca opțiune politică și ca evoluție politică a domniei sale, vă las pe dumneavoastră să-l judecați. Berca recunoaște că este supărat pe trădarea lui Marinică Niculescu din campania de la alegerile locale din vara lui 2012. Practic a fost și un pic marginalizat. Deci, real, asta a fost, s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum că domnul Niculescu a dovedit că nu se afla întâmplător în fața domnului Cârciumaru, este o treabă a domniei sale. Dar dumneavoastră credeți că îi făcea într-adevăr campanie domnului Cârciumaru, cum au fost pozițiile atunci, dovadă că a primit funcția asta? Atâta vreme cât nu mi-a făcut mie, pentru că nu am fost împreună în campanie niciunde, se poate deduce și lucrul ăsta. Eduard Berca a candidat la ultimele alegeri locale împotriva actualului primar Florin Cârciumaru, însă a obținut un rezultat foarte slab.